Despre fecioara care l-a primit pe sfântul Atanasie cel Mare. Când mă aflam în Alexandria, am cunoscut o fecioară care avea 70 de ani. Clerul acelei eparhii m-a încredințat că această fericită, când avea 20 de ani, era cunoscută drept cea mai frumoasă tânără din regiune. Iar pentru aceasta era ocolită de toți cei care voiau să placă lui Dumnezeu, ca nu cumva să fie ispitiți de frumusețea trupească a fecioarei. În vremea împăratului Constantie ereticul Arie, vrând să înșele poporul creștin cu ereziile lui, a adus acuzații pe nedrept împotriva Sfântului Atanasie cel Mare, cu speranța că va reuși să-l înlăture pe acesta din mijlocul poporului, care îl iubea și îl asculta. Într-un final, prin mijlocirea lui Arie și a păgânului Efsevie prepozitul, Sfântul Atanasie decide să părăsească Alexandria, ca să nu fie judecat de oameni necinstiți, fără frică de Dumnezeu. Sfântul nu a spus nimănui că va fugi, nici încotro va pleca. Pentru că nu s-a încrezut nici în prieteni, nici în rude, nici în clerici și nici în altcineva. ci în dată ce a aflat că ostașii au intrat în patriarhie pentru a-l ridica, și-a luat doar o haină și rasa și a plecat. Deci, fugind în miez de noapte, Sfântul Atanasie a ajuns la această fecioară care a rămas uimită de prezența Sfântului la ușa ei, știind ea că nu este vizitată niciodată. Atunci Sfântul i-a spus, Fica mea, deoarece sunt căutat de arieni și hulit pe nedrept, am decis să fug, să nu mă fac vinovat, că cei care mă judecă pe nedrept se osândesc și mai mult. Să știi că în această noapte Dumnezeu mi-a descoperit că singurul loc unde pot fi în siguranță este casa ta, de aceea mă aflu aici." Auzind cuvintele Sfântului, Fericita s-a bucurat și cu nemăsurată cucernicie, timp de șase ani, l-a ținut ascuns pe Sfântul Atanasie, până la moartea împăratului Constantie. În acest timp, cuvioasa s-a îngrijit de cele trebuincioase, i-a dat să mănânce, împrumuta cărți și le aducea Sfântului pe care le citea și le tâlcuia. Cu toate acestea, nimeni nu știa că Fecioara ascunde în casa ei pe însuși Sfântul Atanasie cel Mare, episcopul Alexandriei. Când fericita fecioară i-a dat de veste sfântului că împăratul este pe moarte, acesta, îmbrăcând veșmintele arhierești, s-a arătat noaptea în biserica episcopală. Când oamenii au intrat în biserică și l-au văzut, au fost atât de uimiți încât au crezut că acesta a fost mort și a înviat, iar prietenii Sfântului au fost cuprinși de remușcări, că în toți acești ani nu l-au căutat și nu au putut să-l ajute. Dar Sfântul le-a spus, Dragii mei prieteni, nu v-am cerut ajutorul pentru că nu voiam să aveți ispite din cauza mea. Știam că la cunoscuți o să fiu căutat prima dată, și nu voiam să fiți puși să faceți jurăminte strâmbe pentru mine. Dumnezeu mi-a arătat casa acestei fecioare și m-a îndemnat să merg la ea. Iar aceasta, auzind în fiecare zi învățăturile mele, a hotărât să petreacă viața ei, păstrându-și fecioria și nevoindu-se pentru mântuirea ei. Deci, prin rânduiala lui Dumnezeu, am ajutat sufletul acestei fecioare, iar eu am fost păzit de răutatea și răzbunarea celor nedrepți și călcători de lege.